Ziua Națională a României a fost marcată în Bădăcin, satul lui Iuliu Maniu, artizanul Marii Uniri. Manifestarea a fost organizată de Primăria și Consiliul Local Pericei. Cu această ocazie, sătenii s-au adunat la căminul cultural din localitate pentru a sărbători împreună. Pentru dumneavoastră, Diana Teeru. Iar portul tot mai original. Clara Maniu l-a cântat pe femeile din sală.
crezut și cu sub, ci cu potrivirea culorilor. Uneau un mare acces de ornamente pe bordul național, pentru ca să se păstreze motivele românești, mai ales cele de pe. Pe studenți, în lezanțe englese pe lucaș, dansul național, timpul, cântece și timpul. Astfel, aceste feluri populare aveau un aspect tot mai atractiv, iar țărani în jucioare, trasa de la fiecare și de țară.